Peste 8.000 de șomeri sunt înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă la începutul lunii martie. Specialiștii în resurse umane vorbesc totuși despre o scădere a numărului celor fără un loc de muncă la final de pandemie. Rata șomajului a scăzut, este undeva la 4,7%, 8.000 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, discută pe cifre rotunde, dintre care aproximativ iar pe cifre rotunde și mai exact sunt în jur de 1.400. Deci restul fiind beneficiar legii 407, ridicarea restricțiilor văzută în perspectiva apropierii sezonului cald îi determină pe reprezentanții AJOFM să spere într-o revenire a sectorului Horeca. Lucru esențial, în ianuarie au fost 513 persoane angajate din șomaj, în februarie au fost 749 și aproape 800. În martie se vede că ne apropiem de zona de anotimp călduros, când construcțiile și agricultura își revin puternic, chiar dacă n-au concediat această perioadă de iarnă, să spunem, acum fac angajări masive. Își revine ușor, ușor și Horeca, din discuțiile care am avut cu organizația patronale Horeca, la nivel de județ Buzău, așa spune o revenire, îi spun că va fi undeva la a doua parte a anului, pentru că deocamdată încearcă să își revină, ca să nu folosesc alt termen, pentru că ei au fost cei mai afectați în această perioadă, ei au fost închiși, n-au avut această perioadă, multe perioade de timp ca venituri decât șomajul tehnic. Pensiunile, restaurantele și unitățile de cazare au avut de suferit de pe urma pandemiei. Ca urmare a restricțiilor impuse de autorități, numărul clienților a scăzut drastic în cei 2 ani, afectând profitul. Ba mai mult, o parte dintre patroni au trebuit să trimită în șomaj salariații pentru a putea ține în frâu cheltuielile minime de funcționare.